E ora 14 și după cum am obișnuit pe întreaga durată a turneului de la Roland Garros, suntem aici pe canalul de YouTube al Superbet România și pe pagina de Facebook pentru a vorbi despre turneul de la Paris. Mai avem doar câteva zile de competiție, știm deja finala feminină, ea va fi disputată de Iga Świątek și Coco Gauff. Astăzi vom vorbi despre semifinalele masculine, să vedem dacă Rafa Nadal ajunge într-o a 14-a finală aici la turneul parisian. Despre toate acestea și multe altele alături de Mircea Meșter. Mircea, bine te-am găsit. Iată, până la urmă s-au confirmat bănuielile noastre, nu că ar fi fost foarte greu. Iga Świątek și Coco Gauff au respectat calculul hârtiei și sunt în finală. Au respectat calculul hârtiei și mai mult decât atât. Au fost, apropo de ce facem noi aici, de pronosticul și de modul în care analizăm desfășurarea, sau mă rog, potențiala desfășurarea meciurilor, a fost cu rece și cu cald. Ieri am stabilit cumva, evident, că finala va fi Świątek cu Gauff, dar în același timp amândoi ne-am așteptat la o replică ceva mai serioasă a Kasatkinei, care ajunsese aici fără set pierdut. A pierdut două repede, a plecat acasă, adică cred că ar fi preferat să piardă câte un set în fiecare meci să câștige meciul de ieri. În rest, ne-am așteptat ca Cori Gauff să bată relativ ușor, cel puțin în lista de pronosticuri de la finalul emisiunii de ieri. Chiar spuneam că o să se întâmple foarte repede asta, în sub 20 de game-uri s-a întâmplat, a bătut ușor. Martina Trevisan, așa cum am spus ieri, a fost un fir de păr în supă, practic. A apărut în semifinala asta fără să impresioneze neapărat în vreun fel sau altul. A avut și un culoar bun, a prins și o săptămână și jumătate bună. I s-a terminat culoarul, a venit Cori Coco Gauff și a pus mantinela la treabă. În rest, da, o finală pe care o așteptam cumva, nu neapărat de la începutul acestui turneu, o așteptam de mult, pentru că la Gauff, pentru Gauff e prima finală de Grand Slam din carieră, la simplu, are și la dublu tot aici, o să vorbim probabil despre asta. Deci, practic, până în momentul ăsta putem să spunem că Roland Garros este turneul lui Coco Gauff până la finală. Vom vedea ce va fi acolo. Cu siguranță s-a simțit foarte bine jucătoarea din Statele Unite la această ediție a turneului parisian. Haideți să vedem statistica meciului dintre Iga Świątek și Daria Kasatkina. O partidă dominată categoric de ocupanta locului întâi în lume. Vedem doar 10 lovituri câștigătoare pentru Kasatkina, o sportivă care impresionase până la această semifinală. După cum puncta foarte bine Mircea mai devreme, nu pierduse nici măcar un set în cele 5 partide anterioare. Ei bine, acum a greșit aproape de 2 ori mai mult decât a făcut-o adversara ei, iar Iga Świątek își trece în cont a 4-a victorie în fața Dariei Kasatkina în această primă jumătate a anului. Și atenție, nici măcar o dată n-a reușit Kasatkina să-i fure vreun set. Uite, n-am avut inspirația, dar o să o facem pentru emisiunea de mâine, să numărăm neforțatele Kasatkinei de-a lungul turneului, pentru că am impresia că a adunat nu-s mult mai multe din cele 24 de meci din meciul trecut, mai ales că ea a jucat mai degrabă defensiv pe tot parcursul turneului, așa cum probabil că și-a propus să facă și ieri, doar că nu i-a ieșit deloc jocul. Da, Kasatkina a fost pur și simplu redusă la mulțimea vidă. Efectiv, da. Iga a jucat impecabil. Singurul moment al meciului în care Kasatkina a arătat cât de cât că e vie a fost la început, când după un break al Igăi a făcut 2-0, Kasatkina a revenit la 2-2 și a dat impresia cumva că poate există totuși o speranță să tragem de meciul ăsta, dar de acolo Iga a câștigat 10 game-uri și Kasatkina 1. Și meciul s-a terminat foarte, foarte repede. Am văzut foarte multe comentarii pe internet legate de estetica acestui joc al Igăi. Pentru că toți spun, băi, e un joc, ok, e foarte eficient, are toate rezultatele din lume, 34 de partide consecutive câștigate deja, dar nu e frumos, nu e un tenis la care să-ți facă plăcere să te uiți. E cumva corect din punctul ăsta de vedere, doar că pe de altă parte știi cum e, tenisul se joacă pe puncte și pe trofee și pe victorie, adică nu cred că, dacă ar fi și arbitri la impresie artistică, ar fi minunat pentru celelalte jucătoare care joacă cu Iga, dar nu e cazul, iar loviturile pe care le face ea sunt pe alocuri de manual, adică apropo de frumusețe,
Până la urmă, chiar și dacă ar fi acești arbitri de impresie artistică ca la patinaj, sunt absolut convins că Igor câștiga și acolo meciurile, pentru că ies lovituri, ies acel forehand cross uneori, iese impecabil, este absolut fabulos, fenomenal, n-are adversar nicio șansă, la fel și serviciu când iese, la fel și reverul și iese, îi ies toate destul de des că de aici. Da, 34 de victorii la rând, a egalat-o pe Serena Williams la acest capitol, cea mai lungă serie de victorii din cariera fostei ocupante locului întâi, legendara sportivă din Statele Unite. Și da, convinge pe Coco Gauff și ajunge la 35, egalează cea mai bună performanță din acest punct de vedere a surorii Serene Williams, e vorba de Venus Williams, care prin anul 2000 a avut 35 de astfel de victorii la rând. Haideți să vedem și despre meciul lui Coco Gauff cu Trevisan, o partidă care părea puțin mai echilibrată, însă doar cu un game a lăsat în plus Coco Gauff victorie cu 6-3, 6-1. O partidă în care Trevisan a greșit foarte mult, adversara ei a cedat în anumite momente prin planul, a lăsat-o și pe Martina Trevisan să atace, lucru care nu i-a prea convenit jucătoarei din Italia, mai mult obișnuită să fie ea titirezul de pe linia de fund care returnează tot. Ei bine, până aici a ajuns seria de victorii, au fost 10 partide câștigate la rând de Trevisan, titlul la Rabat, semifinale la Roland Garros, cu siguranță foarte mulțumită de această perioadă, n-a ajuns în finală, dar va fi de luni între primele 30 din lume. Uite, tot la Iga mă întorc cumva și la finala asta, mă rog, meritorie între Iga și Coco Gauff. A ajuns Gauff în finală și e o știre faptul că Cori Coco, în fine, cum vreți să-i spuneți, același personaj, e aici și a reușit să bifeze practic prima carieră de Grand Slam din carieră. În același timp, când vine vorba de Świątek, mi se pare o chestie normală. Și probabil că, mă rog, treaba asta, nivelul ăsta la care a ajuns Iga, e devoalat cumva și de acest lucru, de faptul că, practic, știre nu mai e când Iga câștigă meciurile și ajunge în finală, ci va fi eventual atunci când va pierde un meci. Iar ăsta e, repet, e apanajul așa unei jucătoare mari, să știți. Degeaba nu ne place cum joacă, degeaba o considerăm un robot și așa mai departe. E o jucătoare care își merită locul aici și cred că singura care ar fi putut să o învingă e Ash Barty. Cred că asta e în mintea tuturor. Dar lumea a rămas cu acea idee de Ash Barty, exact, de la începutul anului. Cine știe cum ar fi evoluat. Exact, bine, pe zgură ești, ok, știm că are un Roland Garros câștigat, dar pe zgura era cumva suprafață pe care ești se simțea cel mai puțin bine, să zic așa, că prost nu se simțea nimeni ce a câștigat turneul ăsta. Dar ar fi fost un duel frumos între ele și e posibil ca această serie a Igăi să nu fi fost atât de lungă. Dar toate sunt la condițional optativ, așa, ce ar fi fost dacă, deci nu contează. Dacă ne gândim, sunt doar 3 înfrângeri în acest an pentru Iga Świątek, iar una dintre ele a fost produsă chiar de Ashley Barty în semifinala de la Adelaide. Ashley Barty, care se ocupă acum de alte lucruri, de lansat cărți pentru copii, probabil mai privește tenisul doar așa câteodată la televizor. Da, e cu atât mai interesant să vorbim de înfrângere lui Iga, cât timp ultima înfrângere cu Elena Ostapenko, ca să înțelegem de nivelul. 16 februarie. 16 februarie. Deci, da, Nașa a bătut-o ultima dată pe Iga, ceea ce e pe jumătate amuzant, așa, având în vedere, mă rog, situația actuală a Elenei Ostapenko. Dar, pe de altă parte, e cu atât mai meritoriu tot pentru ea, pentru că, într-un an în care nu bate aproape nimeni pe Iga, ai o victorie, ceea ce e minunat. By the way, Ostapenko cu Iga era 3-0 până la Roland Garros ăsta. S-a mai echilibrat un pic acum apele, dar tot treabă bună e, da. Și legat de scorul meciurilor directe, să spunem că Iga Świątek s-a impus de fiecare dată în fața lui Coco Gauff, 2-0 până acum, odată învingătoare Świątek anul trecut la Roma și odată în acest an la Miami, un 6-3, 6-1 la competiția din Florida. Până la urmă, o diferență clară de valoare și de rezultate în acest an, însă o finală e o finală, niciodată nu poți să știi cum se motivează mai bine cea care e considerată outsider și noi sperăm să avem un meci frumos, unul cât mai strâns. Evident, favorită Iga Świątek, are 1-15 la victorie,
dar probabil Coco Gauff va reuși mai multe decât a făcut Daria Kasatkina. Dar niciodată nu poți să știi care va fi scorul în cele două seturi în care va câștiga Iga. E absolut, da, n-ai de o să știi, deci clar, e incertă treaba. Așteptăm și comentariile voastre pe canalul de YouTube, unde vorbim despre ponturi, despre pariuri, ne și distrăm pe seama unor rezultate mai puțin așteptate, bineînțeles. Am vorbit despre competiția feminină, nu vom insista prea mult astăzi pe finala WTA, finala fetelor, pentru că avem și sâmbătă de la ora 14 emisiune și acolo vom analiza pe larg meciul. Bine, ce se poate analiza, pentru că ne dăm seama de șansele lui Cory Gauff, însă vom încerca să le punem față în față pe Iga Świątek și Coco Gauff, drumul lor până în finală și, bineînțeles, alte date statistice care sperăm să vă ajute să alegeți pariuri inspirate. Le invităm în studio aici lângă noi înainte de meci, că așa se face, să vorbească despre cum îi se pare meciul. Exact. Așteptați-vă la spectacol, e frumos. Mâine la ora 14 neapărat aici. Și acum trecem la băieți. Deocamdată așteptăm începutul primei partide, prima semifinală, vedem acolo în jurul orei 16, Rafa Nadal cu Alexander Zverev. Nadal vine după acel succes impresionant cu Novak Djokovic, e 6-3 la meciuri directe cu Alexander Zverev, 4-1 pe zgură, însă 3 din ultimele 4 meciuri au fost câștigate de neamț. Cei doi, am văzut, au o relație bună, s-au și antrenat împreună la un moment dat, atât la Madrid cât și aici, la competiția din Paris. Iar în Super Social și în aplicația Superbet puteți găsi o prezentare detaliată, un preview al acestui duel, o mulțime de date statistice și vedem, iată, 11 ani mai tânăr decât Nadal și cu 13 cm mai înalt. Evident, cealaltă semifinală e între Rud și Cilic, ambele se vor disputa azi. La fel cum e în competiția feminină sau cum a fost și în competiția feminină, și aici avem doi mari favoriți. Crezi că se respectă și aici calculele? Avem finală Nadal-Rud? Păi singurul semn de întrebare din acest punct de vedere cred că e legat de Zverev. Din punctul meu de vedere, evident. În contextul în care n-ar fi fost o problemă, dar n-ar fi fost o problemă pentru Nadal să-l bată pe Zverev la Roland Garros în acest context într-o semifinală, pentru că îl știm foarte bine pe Rafa și știm cum ajunge să joace aici, e aproape imbatabil. În același timp însă, Zverev a făcut o haiducie, l-a bătut pe Alcaraz înainte. Și asta e un semn de întrebare mare, pentru că pe Zverev l-am văzut jucând pentru prima dată, efectiv pentru prima dată de când mă uit eu la tenis, ca un jucător matur. Deci a jucat matur, lasă că a câștigat el Jocurile Olimpice. A fost un meci în care a jucat fix cum joacă ăștia trei mari în meciurile cu Next Gen. Exact așa a jucat el cu Alcaraz. Cu răbdare, cu puncte construite bine, l-a lăsat pe Alcaraz să dea pe tirii bombe și pe roller coastere. El a fost așezat și a pus mingile corect, a servit bine, n-a greșit de foarte multe ori. A fost un meci pe care, dacă Zverev îl poate replica cu Nadal, dar mă îndoiesc că totuși e vorba de Rafa, poate să-i pună probleme mari. Dar, încă o dată, e bine, e un semn bun pentru fanii lui Zverev, pentru el în sine, faptul că a putut să joace așa în sfârșit după atâta timp în care știam foarte bine că la Zverev, știi, era clasic, te poți aștepta la orice. Chiar în emisiunea asta am vorbit spre începutul turneului, că e în stare să dea 4 dubluri și el să-și piardă serviciu fără discuție și după aia să facă break la zero. Este fix definiția lui Zverev. În meciul cu Alcaraz n-a mai făcut asta, a mers pe linia lui și a câștigat cu unul dintre favoriții acestui turneu. Nu ne aducem aminte ce a făcut Alcaraz de la începutul anului încoace, în această primăvară, așa că da, e un semn de întrebare. Probabil că va fi un meci tare și un meci pe care cred că nu avem voie niciunul dintre noi, fani ai tenisului sau nu, să-l ratăm, pur și simplu. Da, într-adevăr, serviciul va fi extrem de important pentru Zverev, care în primele două seturi cu Alcaraz nu a cedat nici măcar un break. Dacă ar fi făcut-o, probabil Carlos ar fi fost acolo să echilibreze rapid partida și să devină favorit într-un act decisiv.
Astfel că una dintre puținele șanse ale lui Zverev în acest meci e să țină sus procentajul primului serviciu. Din acest punct de vedere am văzut la speciale acolo pe procentaj puncte câștigate pe primul serviciu. Este un 64, mă aștept la peste 64,5 puncte câștigate pe primul serviciu de Zverev. Să ne aducem aminte, în sferturile de finală, exact același pariu l-am recomandat la Novak Djokovic, care avea barem de 67. Și chiar dacă a pierdut meciul în 4 seturi, Nole și-a câștigat peste 70% din punctele cu prima minge. Să ne gândim cât de înalt este Zverev, cât de puternic servește și practic trebuie să câștige 2 puncte din 3. Cam asta e ideea. Exact, da, e absolut doable, să zic așa, cum zic englezii. Am văzut tot la speciale un pariu interesant, cel mai rapid serviciu. Și astea sunt niște abordări interesante. În cazul lui Zverev, uite, vorbim de 216,5 km pe oră, o viteză care la alții e SF, uite, de la Nadal, da, avem 295 de km pe oră, și cred că Zverev o să forțeze mult serviciu în cazul acestei partide, pentru că știe că serviciu e arma lui de bază împotriva lui Nadal. Hai că atunci încercăm și acel peste, da, 216,5. Pada cu bătătorul și poate. Da, și nu, nu, deci în mod sigur se va concentra mult pe serviciu, pentru că știe bine că dacă reușește să-și țină serviciu, are șansă să câștige meciul. Este serviciu, va fi serviciul lui Zverev, de fapt, va fi acest nucleu al meciului în jurul căruia se va învârti rezultatul, fără discuție. Dacă el servește bine, are toate șansele să ia break lui Nadal la un moment dat. Dacă nu, se termină meciul repede, e atât de simplu din punctul meu de vedere. Da, mă mai uitam pe ofertă și așteptăm, bineînțeles, cu interes și finala de dublu băieți de sâmbătă, acolo unde, cel puțin eu, dar sunt și alții care țin sufletește cu Jules, cu Jean-Julien Roger, fostul partener al lui Horia Tecău. Cei doi au jucat împreună 7 ani. Acum face Roger pereche alături de Marcelo Arevalo. Cei doi întâlnesc pe Dodic și Krajicek. E o finală foarte echilibrată, meci greu, la, da, nivelul cotelor, 1.80 cu 2. Însă Jules, iată, după ce a avut vreo 3 semifinale de Roland Garros cu Horia, în fine ajunge în finală și ar putea, de ce nu, chiar dacă, evident, și adversarii sunt foarte buni, Ivan Dodic, Costin Krajicek. Încă un meci foarte echilibrat, din nou, e Dodic, din nou, un veteran al jocului de dublu, la fel, o grămadă de finale câștigate, o grămadă de turnee mari câștigate, deci va fi un meci pe care e bine să-l urmărim dacă suntem, din nou, fani ai tenisului, chit că dublu la noi e mai puțin important din momentul în care ies românii, nu se mai uită nimeni la turnee de dublu. Dar și acum Horia a ieșit de tot. Horia a ieșit de tot și da, ne mai uităm la fete din când în când, când mai scot capul în lume. Bara cu Gorgodze și că mai joacă Niculescu din când în când, dar acum nu mai reușește să se cațere până prin finale. Raluca Olaru a mai prins câteva meciuri bune în ultima perioadă, în fine. Dar meciurile de dublu în principiu și proba de dublu e considerate de cei care cunosc foarte bine tenisul al sport. E cu totul alt fel decât tenisul clasic, că se joacă după aceleași reguli și pe același tip de teren, dar este un joc în care, mă rog, o probă, da, în care prioritizarea este complet diferită față de simplu și merită văzute aceste meciuri, mai ales o finală de genul ăsta super echilibrată, care se anunță super echilibrată, pentru că pentru cei care se uită în general la tenis de simplu o să pară un fel de meci demonstrativ. E super spectaculos, meciuri, puncte foarte, foarte, care se termină foarte rapid, scurte, lovituri spectaculoase, chiar merită văzut, da. Haideți să vedem atunci la nivelul cotelor. E 3 seturi, apropo, de ce părerea mea despre acest meci. Să spunem că se joacă 3 din 5, 2 din 3, dar nu cu match tiebreak, ci decisivul e set normal. Exact. Astfel că putem merge și pe peste 2,5 seturi și pe o cotă minunată, 2,10, și pe un peste la game-uri. Haideți să vedem baremul acolo la total game-uri, peste 22 la 1,85.
e fezabil în condițiile în care practic un tiebreak și un 6-4 rezolvă ecuația, chiar dacă ar fi să nu intrăm într-un set decisiv. Și despre acest match vom vorbi mai multe în ediția de sâmbătă. Și am terminat cu cele două competiții, atât competiția feminină cât și cea masculină. Ne luăm la revedere de pe canalul de Facebook. Vom rămâne live doar pe YouTube, Superbet, pentru a prezenta în finalul ediției și biletele noastre, meciurile alese pentru vineri și, bineînțeles, și rubrica Not to Bet. Am rămas așadar în direct pe canalul de YouTube al Superbet România, unde începem cu Not to Bet. Avem câteva imagini alese pentru această rubrică și iată, astăzi sărbătoritul este Rafa Nadal, împlinește 36 de ani, cu siguranță cel mai frumos cadou pentru el ar fi victoria în fața lui Zverev și calificarea într-o a 14-a finală la Roland Garros, în condițiile în care le-a câștigat pe toate. Niciodată nu s-a întâmplat ca Rafa să ajungă în finala de la Paris și să piardă. Și acolo am ales noi câteva dintre pozele cu Rafa foarte tânăr. Apropo de asta, Rafa a jucat de 8 ori la Roland Garros de ziua lui. A pierdut o singură dată în 2015 cu Djokovic. Deci chiar și asta e un avantaj pentru el, până și la capitolul ăsta, statistica în favoarea lui. Bine, la Roland Garros e greu să găsești ceva ce e în defavoarea lui Rafa. Deci da, e cu atât mai mult un motiv, cu atât mai sănătos, mai solid pentru el să-și câștige meciul. E ziua lui și probabil că după victoria asta toată lumea îi va cânta la mulți ani pe Chatrier. E un moment frumos, nu știm de cât o să mai vedem asta, deci încă un motiv să vedem meciul, practic. Și următoarea imagine e, până la urmă, e o statistică legată de cele mai tinere jucătoare care au ajuns în finala de la Roland Garros. Vedem Coco Gauff, 18 ani și 2 luni. A fost depășită de câteva, însă nu de foarte multe. Și dacă ne uităm la acea listă, toată e formată doar din jucătoare de prim rang. Și dacă nu mă înșel, cu excepția Natasha Zvereva și Andrei Jäger, toate celelalte au ajuns și pe locul întâi în lume. Da. Păi au fost... E o listă destul de... Știi cum e? E un reper destul de bun pentru ce a urmat pentru aceste jucătoare. Și da, n-au ajuns pe locul întâi în lume, însă au continuat să joace bine și au fost în topul mondial. De la Coco Gauff deja știm că va fi acolo, este deja în topul mondial. Acum că ajunge pe locul întâi în lume e discutabil, depinde cât joacă Iga, cât o mai ține pe Iga starea asta de excelență, dar probabil că, având în vedere că vorbim de o carieră care se va lungi pentru Coco Gauff de acum pe încă cel puțin 14 ani, zic eu, deci imaginează că noi o să vorbim de meciul Coco Gauff în 2036. Și va fi veterană cu va fi, Iga. Da, va fi veterană și probabil că o să vedem altfel de statistică. La nivelul, hai să vedem dacă o egalează pe Serena la Grand Slam-uri, că na, așa se întâmplă. Sau la capitolul victorii după 30 și ceva de ani. Exact, da. Na. Coco pare o jucătoare atât de solidă și atât de bine înfiptă, chiar și la 18 ani. Noi deja ne-am obișnuit cu ea în turnee, dar ne-am obișnuit cu ea pe la mijlocul turneelor mari să capoteze. Uite că nu se mai întâmplă asta. A ajuns la un nivel de maturitate pe care ți-l dau cei 18 ani și 2 luni. Știi cum e? Astea 2 luni au făcut diferența până acum, că până acum era sub 18 ani, deci copiii nu prea au minte, uite că acum are. Încât, deci e atât de solidă încât mă aștept să joace mult și bine de acum înainte să o vedem, mă rog, la aspirații acolo în vârful clasamentului, fără discuții. Dacă tot am avut acolo imaginea cu biletele din Super Social, putem să dăm și click pe acel bilet cu cotă de 8,19. E biletul de ieri, cele 5 meciuri recomandate, toate câștigătoare, cotă de 8,19. Așadar, pentru cei care ne urmăresc și cei care au fost suficient de încrezători și au jucat acest bilet, iată, de 8 ori banii. Felicitări. Da, foarte bine. Ți-ai și toate 5. Și repet, dacă puneai pe toate astea 5 pariuri fixe și luai 2 din 5, cum vorbim noi, sistem pe ale mele, mi-am ieșit 3
cote destul de mari, dar nu puteam, că mă rog, unele sunt în același meci. Dar da, am ieșit și eu, Goff, repet, bate în sub 20 de game-uri, ceea ce însemna cotă 2 și 40 ceva. Cotă bună. Da, cotă bună, asta zic. Sunt, ne completăm cumva interesant dacă, da, pentru cei care sunt pasionați de pariuri și știu să facă treaba asta, cred că găsesc o grămadă de rădăcini așa pe care să le înfigă în pământ. Te întreabă aici cineva dacă Zverev va avea minim 8 taș. Ce ziceți? E o întrebare bună. Depinde de lungimea meciului. Depinde de lungimea meciului. Acum cu Rafa e foarte complicat să faci asta pentru că și ăsta se agață de absolut orice minge. Dar având în vedere că mă aștept la un meci care nu se termină în 3 seturi, e posibil să se întâmple 8 taș. Și cota e destul de mică, dacă mă întreb pe mine, 1.60 e mică pentru asta, da. În mod normal, ai putea să mergi la 9, asta e așa 1.90, cotă chiar ok, zic eu. Da. Se poate încerca, bineînțeles, în funcție de dorința fiecăruia. Da, uite, cred că acolo e ceva greșit, că peste 9.5 așa trebuie să fie cota mai mare. E peste 9.5 în meci total. În meci total. Ambii. A, ambii, ok, da. E, clar, ok. Da, văd la Zverev o grămadă de așa, adică ăsta e jocul lui, în mod evident. Da, uite, ne întreabă aici Ștefan ce ziceți despre meciul dintre Murray și Nakashima, dacă rămâneți până la sfârșitul ediției, e unul dintre meciurile selectate pentru biletul de astăzi, am 5 meciuri și meșterea are de asemenea 5 meciuri. Să ne întoarcem la Not Too Bad, mai avem acolo de văzut două lucruri interesante. Unu, cam cât de frumos să stai să vezi meciul de pe arenă. Da, e frumos, dar aia e o zona stadionului în care nu prea vezi lume în general, așa că omul și-a cumpărat tribună, practic. Dar știm că la Roland Garros se joacă într-o zona Parisului care în principiu înconjurată niște clădiri nu atât de ieftine, să zic că să o spun pe aia dreaptă. Și sunt unele clădiri pe care ai vizibilitate clară la unele terenuri, la cele mari, într-adevăr, deci în mod sigur nu poți să vezi ce se joacă pe Mathieu, Longlen sau Chatrier, dar sunt o grămadă de oameni care își cumpără acolo camere și văd meciurile cel puțin din primele tururi de la balcon. Adică e cumva, dacă îmi permiteți o paralelă, cu ce aproximativ asemănătorul ceea ce se întâmplă la Monaco. La Formula 1, când oamenii se duc și își cumpără camere de hotel ca să mai plătească bilet pe circuit, dar cu toate astea e mai scump, bineînțeles, că na, e Monaco. Și ultima pe care am ales-o e o statistică, din nou, care ne lasă fără cuvinte, deși noi vom încerca să-l găsim. În 2022, Iga a câștigat 102 seturi în total. E bine, mai bine jumătate dintre ele au fost cu 6-0, 6-1 sau 6-2. O să completez această statistică cu o treabă pe care am numărat-o aseară, tot așa din curiozitate. Iga are 34 de meciuri câștigate la rând în momentul ăsta și în jumătate dintre ele are set 6-0. Deci, în aproximativ, un pic mai puțin de jumătate, are set 6-0. Cam ăsta e nivelul la care joacă Iga Świątek. Eu sunt foarte curios cum, că toți, repet, apropo de spectaculozitatea jocului ei, sau de lipsa de spectaculozitate, cum o privesc polonezii? Eu cred că ei n-au problemă cu asta. Adică, știi, băi, joacă bine. Sunt curios, uite, știi că la noi când Simona își câștiga meci, era locul întâi mondial de atâta timp și avea finale peste finale, aveam încă scârțăitori dintre ăștia care zicea, doamne, a ajuns în finală, n-a câștigat-o, come on, ce e asta jucătoare? Cred că în cazul lui Świątek, chiar și în condițiile astea se găsesc retractori, care iată, băi, nu-i bun joc, nu-i frumos jocul ești. Ne vom interesa părerea polonezilor. O să vorbim cu niște polonezi să vedem ce părere au despre asta, da. No, doamne, joacă bine, băi, e bună, adică nu poți să spui că nu e cea mai bună din istorie, într-aia, adică n-ai cum să o bați pe Serena, bă, da, și jocul ăsta e urât, așa. Să-i bați pe ăștia. Da, să-i bați, adică și n-are nici nu prea responsuri. Adică nu e ce mai putea mai mult. Asta e pe scurt, clar. Haideți să vedem așadar biletele pentru astăzi. Acesta este biletul pe care l-am pus. Îl găsiți și în Super Social. Cele 5 meciuri selectate. Voi începe cu duelul dintre Rud și Cilic. Uite, am vorbit puțin de meciul ăsta, deci poți să detaliezi.
Da, despre Casper Ruud, a avut 13 ași în meciul cu Holger Rune, o partidă încinsă atât pe teren cât și la vestiare, până la urmă un război al declarațiilor între cei doi. Casper Ruud, care e la prima semifinală de Grand Slam, aici se simte extrem de bine, zgura e suprafața lui favorită. L-a învins, vedem, pe Marin Cilic la fiecare ocazie avută și în cazul în care croatul nu produce din nou acel tenis în care domină cu serviciul și forehand-ul, îi va fi extrem de greu în fața unui adversar tenace precum Casper Ruud. Cred că l-ai ales și tu cu un pont, astfel că voi continua cu ale mele și partea ta de analiză. Analizăm după, bineînțeles. Apoi, al doilea meci, Martin Echeverry cu Matteo Gigante. O cotă de 1.42 la challengerul de la Forli. Martin Echeverry, jucător de top 100, unul dintre favoriții de la turneul italian. În mod normal n-ar trebui să aibă probleme în fața acestui tânăr adversar. Andy Murray, merg în continuare pe el cu Brandon Nakashima, o cotă de 1.47, scăzut, la început avea 1.50. Andy Murray, fostul ocupant al locului întâi în lume, care se simte excelent pe iarbă, a decis să nu joace la Roland Garros și pentru că își revenea după accidentare suferită la Madrid, dar și pentru că a vrut să aibă mai mult timp de pregătire pe iarbă, acolo unde încearcă, evident, să prindă cel puțin a doua săptămână de la Wimbledon, turneu pe care îl îndrăjește foarte mult. Pe Chun Tseng împotriva lui Kuzmanov l-am ales pentru că, dacă vă aduceți aminte, de fiecare dată când are ocazia, meșter spune că i-a cunoscut pe Rune și pe ceilalți la Red Bull Next Gen. Așa l-am văzut și eu pe Tseng acum vreo 6 ani, când avea vreo 14, la Londra, era un turneu mondial de juniori și el era principalul favorit, iar Scott Draper era al doilea. Și până la urmă ambii au ajuns jucători de prim rang, Tseng e aproape de top 100, iar britanicul Draper și el, să ne aducem aminte, anul trecut i-a luat chiar set lui Djokovic la Wimbledon. În timp ce Kuzmanov nu. Nu. Și pentru a încheia lista, Linda Noșcova cu Tara Virt e un match între două jucătoare extrem, extrem de tinere. Ambele au 17 ani, ambele vin din competiția juniorelor de la Paris. Noșcova a câștigat-o anul trecut. În acest an, să ne aducem aminte, s-a calificat pe tabloul principal unde i-a luat set Emei Răducanu. N-a reușit să o învingă, dar i-a pus multe probleme. Tara Virt mi-a părut oricum departe de nivelul cerut în competiția senioarelor, astfel că Noșcova ar trebui în mod normal să se impună. Avem așadar aici o cotă puțin mai mică decât cea de ieri, însă depășește 6. Sperăm să fie una câștigătoare din nou și, bineînțeles, să vă aducă un profit cât mai important. De voi depinde câte dintre aceste meciuri se vor regăsi pe biletul vostru. Bun, hai să o preiau eu legătura, Gabi. Stai așa că nu știu ce am făcut cu... Mi le-am notat aici, dar cred că tocmai le-am șters sau ceva. În fine, nu contează că apar aici totul, e ok? Rafa Nadal cu Zverev, meciul zilei. Am văzut că tu l-ai evitat, că e destul de complicat să o iei în orice direcție. Eu am mizat pe un tiebreak, cel puțin un tiebreak în acest meci, având în vedere modul în care joacă Zverev și modul în care a jucat Nadal cu Djokovic, da? Mi se pare că se va juca, se va ajunge acolo, pentru că vor exista seturi dintre astea de uzură în care se va merge cap la cap până spre final. Deci un tiebreak nici măcar nu contează cine va câștiga, cotă 1.72, o cotă foarte bună pentru mine. Trecem la Rublev Cilic, cealaltă semifinală a băieților. Cilic, așa am scris Rublev? Nu, a fost Rublev cu Cilic, nu mai e Rublev cu Cilic. Ruud cu Cilic, da? În fine, așa, bun, perfect. Stai, acum va trebui să găsesc unde mi-am notat toate nebuniile astea, că vorba e complicat, dar o secundă, că o rezolvăm și pe asta. Deci. Parcă aveai ghimuri. Iată. Gamer, cred că avea. Nu știu, mi le-am notat. Aici apar. Gata, apar, sănătate. Da, Ruud cu Cilic, total gamer, peste 38,5. Cotă 1.90. Mi se pare că va fi un meci foarte lung, deci o să mizăm pe treaba asta.
o să mizăm pe 38,5 game-uri încă o dată. Vedeți că am evitat să spun cine câștigă. Sunt meciuri atât de strânse din punctul meu de vedere, încât e foarte complicat să mergi pe mâna lor. În schimb, o să ne mutăm puțin pe turneele secundare care se joacă în paralel cu Roland Garrosul și vedem aici un Toro Daniel cu Munar, un meci în care Munar este specialistul zgurei, dacă vreți, și consider că are toate șansele să-și câștige meciul. Cu toate astea, Toro Daniel joacă din ce în ce mai bine și mi se pare că o să ridice provocarea la nivelul jocului lui Munar, așa că chiar dacă îl văd câștigător pe Munar, o să văd un meci lung. 2 și total game-uri peste 21,5, cotă foarte bună, 3, repet, de jucat în sistem, nu vă gândiți că aceste meciuri sunt pentru un singur bilet. Aceeași situație și în cazul meciului între Ceveri și Gigante, pe care l-ai pus și tu cu cotă 1 single, eu văd 1 și din nou total game-uri peste 21,5, va fi un meci lung, cotă 3 și acolo. Se joacă în același turneu, deci cumva o să fie unul după altul meciurile astea și dacă le puneți în sistem o să vedeți așa pe parcursul zilei câte o să iasă. Și ultima partidă pe care mizez astăzi este cea pe care ai mizat și tu, Țen Kuzmanov. Nu-l văd pe bulgar ridicând pretenții și dublez, ridic un pic miza de la 1 solist la 2-0 la seturi. Gata, am mers. Uite că am putut și fără să citim. Dar acolo nu e Rublev, e Rud. Nu știu dacă am greșit, eu cred că eu am greșit. În fine, ne asumăm, mai facem și de-astea. Dar dacă era Rublev cu Cilic, putea să vă spun și scorul exact, adică cred că va bate în decisiv. Bate în decisiv, greu, un super tie, maxi tiebreak. Și o să aibă 10-2, zic eu. Înainte să ne luăm la revedere, să îl salutăm și pe Alex Ioniță, un fidel urmăritor al emisiunii noastre, care ne spune Nadal minim 3 ași și cel puțin un break în primul set. M-am uitat, sunt cote bune, iar în general ce a recomandat Alex Ioniță a ieșit, are un procentaj bun al pariurilor recomandate și al celor câștigate. Atât pentru azi, se încheie ediția, urmează să înceapă în curând semifinalele masculine de la Roland Garros. Mircea, îți mulțumesc nu doar pentru ajutorul de azi, ci pe durata întregului turneu. Cu Mircea ne vom mai întâlni la Wimbledon, însă noi ne vedem și sâmbătă și duminică aici la Super Tennis de la ora 14. Mulțumesc, la revedere, pa, pa!